Ce e, Maia? Ce e, Daisy? Ce e? De ce mă cerți? Da? Daia? Daisy, ce ai găsit acolo? Ce? Mâncare la căței și la găinușe. V-am zis că eu nu arunc nimic și opresc. Ia uite. Masă, am făcut aseară lui bebe, am făcut o bărzică și mi-au rămas niște frunze, le dau la... Ce faci, mami, îmi faci? Ție, Maia! Și lui Maia, papa, ce i-am dat? Am pus și lui Maia. Maia, papă! Maia e cam ofturoasă, nu prea mănâncă. I-am pus niște chefir cu niște gheruțe, ce... Gheruțele erau pentru pisici, dar nu le-au mâncat și așa că le-am adus la căței. E frig și-o dor picioarele și-o ținem în casă, așa că îi pun mâncarea aici ca să le... să mănânce de aici din casă. Are calorifer, e ca boasa. Ce faci? Da? Stai lângă calorifer? Ce faci? Stai lângă calorifer? Da? Zi, mă, lady. Stai lângă calorifer? Da? Am venit să-mi iau decorațiunile de bradă. Nu știu cum le pocăra, că astea sunt toate. Sunt multe. Să văd. Și bradul. I-am aranjat puțin jucăriile lui bebe, dar nicio problemă că vine și le rezolvă când vine acasă. Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi aș vrea să pregătesc bradul, să îl împodobesc. Nu știu dacă voi reuși pentru că mai am fix o jumătate de oră până trebuie să plec după bebe să o iau de la mama. Am făcut mai întâi puțin curat, până am luat bradul, până i-am urcat sus, până i-am coborât din pod, a durat ceva, așa că s-a făcut destul de târziu, deci trebuie să plecăm după ea, așa că voi încerca să filmez cât de cât ce pot acum și voi încerca și ceva după ce vom veni de la casă. Dar mai întâi de toate, nu uitați de un like, un coment, un share și un subscribe. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității și vă mulțumesc pe această cale. Haideți să începem. Mai întâi, ce vreau să pun mai întâi și după aceea încercăm să vedem cât putem să facem. Aici este locul unde eu aș vrea să pun bradul. Am cumpărat bradul în urmă cu 3 ani, când am rămas însărcinată. Eu aveam un brad mai mic pe care, de ce să nu recunosc, de când am pisici nu prea l-am mai făcut. Îl făcea fratele meu pentru că locuia cu mine pe vremea aceea, dar îl ținea la el în cameră și nu lăsa pisicii să intre pentru că ne era teamă că o să-l doboare. Nu am mai făcut brad timp de aproape 8 ani de zile, bine, 5 ani de fapt, de zile. Pentru că îmi era frică ca pisicii să nu-l doboare. Iar în octombrie eu am aflat că sunt însărcinată și am hotărât, acum 3 ani vorbesc, am hotărât să cumpărăm un brăduț. Nu-mi place să ascult colinde când iarna, dar îmi place tot timpul să îmi pun acest foc de șemineu. Deci mă relaxează, las și noaptea, sunt extaziat, îmi place să-l las și pe laptop, chiar îmi place chestia asta și îl las tot timpul pe laptop. Am zis atunci că este timpul să avem un brad mai mare, din moment ce va veni un bebe în familia noastră și așa că am mers la Dedeman și l-am cumpărat. În momentul când l-am cumpărat mi s-a părut imens, dar acum nu mi se pare atât de mare, ci că ar avea vreo 2 metri, ceea ce mie nu mi se pare atât de înalt, eu fiind destul de scundă, 1,50 m. S-a dovedit că pisicii nu au nicio treabă cu bradul, nu se urcă în brad, nu trag de globulețe, deci sunt foarte cuminți. Dacă sunt globulețe pe jos, da, se joacă cu ele, dar în rest sunt foarte cuminți, ceea ce m-a uimit.
Îmi place ca eu să împodobesc bradul, cu toate că îmi amintesc că atunci când eram mică, parcă tata îl împodobea și primeam foarte, foarte multe cadouri. Eu știu că venea în fiecare zi, primeam câte un cadou și ne punea sub pernă, dar nu mai știu ce ne spuneau părinții că sunt, ce moș a venit. La noi știu că veneau trei moși importanți, să zicem așa, moș Nicolae care venea în ghetuțe, moș Crăciun care punea cadourile sub brad și moș Gerilă. Cred că moș Gerilă punea cadourile sub pernă. Știu că tot timpul căutam sub pernă să găsesc cadourile primite de la moș. Eram în fiecare zi a lunii decembrie, căutam tot timpul cadourile sub brad. Să nu mai spun că eu de fiecare dată căutam cu mai mult timp înainte cadourile și le găseam tot timpul. Îmi plăcea să cotrobui peste tot și tot timpul găseam cadourile. Știam așa în mare ce o să primesc. Mă refer la moșii importanți, nu cadourile astea micuțe pe care le primeam de fiecare dată sub pernă. Deși am o vârstă mai înaintată, să zic așa. Totuși am primit foarte, foarte multe cadouri. Nu-mi plăcea când primeam dulciuri. Eu niciodată nu am adorat dulciurile. Bine, cu toate că părinții mei spun că atunci când eram foarte micuță, pe la 2 ani, tot timpul ceream ciocolată, dar în rest nu țin minte să-mi fi plăcut dulciurile, ca nici acum de altfel nu-mi plac. Am avut foarte mari emoții cu bradul acesta de anul acesta, pentru că bebe s-a făcut destul de mare încât să știe. Anul trecut era destul de micuț, avea 6 luni, deci nu știa cum e treaba. Să știți că am stat și am păzit puțin la brad când a venit, când începuse să tragă de el. Acum s-a mai obișnuit, nu mai trage așa de el, ia decât câteva globulețe micuțe și atât. În rest nu mai trage de el, încearcă să le pună înapoi. Vedeți că este și Casper prezent, nu se poate fără Casper. Brăduțul nu l-am terminat de decorat într-o jumătate de oră cât am zis, așa că am stat până l-am terminat. Și s-a făcut foarte, foarte târziu până am ajuns să o iau pe bebe. Mi-am dat seama că nu pot să fac bradul dacă bebe va fi acasă, așa că a trebuit să stau să-l fac singură. Casper, când se urcase aici sus, era atras de cutiuța aceasta muzicală din partea stângă, cea roșie. Este o cutiuță muzicală care era plină cu bomboane, dar acum vă dați seama că nu mai sunt, am primit-o anul trecut de la Nășica. Noi, când eram mici, sărbătorile le făceam acasă. Știu că mai mergeam și la bunici, dar mergeam iarna, dar nu țin minte să fi făcut acolo Crăciunul sau ceva, vreo sărbătoare. Deci, singurele vacanțe mi le amintesc mai mult vara. Iarna mergeam foarte puțin, știu că o zi, două, trei, nu prea țin minte să fi stat prea mult, dar de sărbători întotdeauna eram acasă, de Crăciun, de Revelion. Între timp a venit și tătic de bebe să mă ajute să pun vârful la brad, pentru că nu reușesc niciodată să-l pun. Nu ajung. Îmi place atât de mult să aranjez toată casa pentru sărbători și am constatat anul ăsta că mai trebuie luminițe, deci nu am destule luminițe și destule ornamente pentru ceea ce vreau eu să fac. Cam așa a ieșit brăduțul meu, sper să vă placă, să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți dacă vă place cum l-am făcut. Luminițele le țin în brad, le țin aprinse zi și noapte pe perioada sărbătorilor. Să nu vă spun că anul trecut am ținut bradul până în martie.
Atât de mult mi-a plăcut. La un moment dat mă gândeam să îl împodobesc pentru fiecare sărbătoare, să-l împodobesc altfel. Acestea sunt globulețele făcute de mine și bradul este doar o mică parte din ceea ce vreau să fac. Mai am un brăduț, v-am zis, mai mic, pe care o să-l împodobesc și pe el. O să mai împodobesc prin casă, dar durează, știți cum este, totul durează. După cum vedeți, bebe instant s-a dus la globuri și a început să le verifice pe toate. A fost destul de atrasă de ele, v-am zis, o perioadă, acum nu mai are atâta treabă cu ele, dar în seara aceea nu vă spun că mai mult am păzit la ele, dar astăzi este ok, nu mai are treabă. Caspar a găsit un globuleț pe jos de la Ludmila și a început să se joace cu el. Și aici o vedeți pe Ludmila cum pune, încearcă să pună globulețele în brad. S-a chinuit, cred că o oră a tot încercat să le pună în brad. M-a văzut pe mine că le tot strângeam și încercam să le pun și a început și ea să le pună în brad. Chiar m-a bucurat când am văzut-o. Acesta a fost clipul meu pentru astăzi. Dacă ați urmărit până la capăt, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și nu uitați de like, comment, share și subscribe. Vă mulțumesc mult și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!